Colecția Kids Kids citește de la editura Casa. Astăzi citim Iulia nu se teme de întuneric. Azi Iulia așteaptă cu nerăbdare cina, deoarece atunci toată familia se așează la masă. Mama și tata, Iulia și Toma. În timpul cinei, fiecare poate povesti despre cum și-a petrecut ziua. Noi vom serba la grădiniță festivalul cavalerilor. Începe să povestească Iulia de îndată ce au loc în jurul mesei. Vom avea întreceri, o masă festivă și ne vom costuma ca la un adevărat castel cu cavaleri. Ha, ha! Și fetele ce vor face? Zâmbește răutăcios, Toma. Îi vor servi pe cavalerii curajoși? Atunci o să-mi dai de îndată brânza, tânără domniță. Toma este fratele mai mare al Iuliei și este de obicei foarte drăguț. Dar uneori Iulia simte că i-ar pune brânza mai degrabă în cap. Poți să-ți iei și singur brânza, strigă Iulia, indignată. Să știi că și fetele pot fi cavaleri curajoși. Sunt la fel de curajoasă ca băieții, bombăne Iulia în timp ce se spală pe dinți. Voi fi o fată cavaler, rostește cuvintele cu atâta furie încât o mare cantitate de spumă aterizează pe oglindă, ceea ce o face să râdă pe îmbufunate. Azi chiar că ești un dragon care scuipă spumă în loc de flăcări, râde și tata. Nu te mai supăra pe Toma, uneori nici fratele tău nu se comportă ca un cavaler adevărat. Și acum, la culcare, micul meu dragon. Cam fiecare seară, tata îi citește Iuliei o poveste. Azi, desigur, alege o poveste cu cavaleri. Un dragon care scuipă flăcări a răpit-o pe cea mai frumoasă domniță de la castel. Nimeni nu se încumete să intre în peștera dragonului pentru a o elibera. În cele din urmă însă, un cavaler curajos păcălește dragonul și o salvează pe frumoasa domniță. Iulia se cuibărește lângă dragonul ei din pluș. Probabil că uneori nu e chiar atât de rău să fie o domniță de la castel, dar eu tot fată cavaler voi fi. Mormăie ea încă înainte de a cuprinde încet somnul. Dacă e dragonul din poveste, cu siguranță că vrea să mă răpească, se gândește Iulia. Dragonul nu știe că eu sunt o fată cavaler și nu o domniță de la castel. Și unei fete cavaler îi poate fi uneori frică, deci ea strigă tare: tata! Tata! Ușa se deschide și în prag apare tata. Ce s-a întâmplat, Iulia? Strigă el gâfâind. Ai visat urât? Mi-e frică, îi răspunde Iulia. Tată, la fereastra mea este un dragon. Tata o strânge pe Iulia în brațe. Nu-ți fie teamă, îi șoptește el. Sunt aici lângă tine ca să te apăr. După cum vedeți, în aceste cărticele avem loc de colorat, meșterit, citit. Despre planete, astronauți. Dar să continuăm cu povestioara noastră frumoasă. Tata merge tiptil pe vârfuri până la fereastră și se uită afară. Așa e, chiar arată de parcă ar fi ceva acolo. Trage perdeaua la o parte și acolo nu-i nimic. Nu văd niciun dragon, spune tata. Da, chiar l-am auzit și l-am văzut, spune Iulia și merge încet spre tata. Deschid geamul împreună și se uită cu mare atenție afară. Acolo văd monștri care se luptă. Nu unul, ci doi. Două pisici stau față în față pe peluză. Kitty, pisica din vecini, și un motan străin mare. Se uită furioși unul fix la celălalt. Kitty își arcuiește spinarea. Blana motanului se zbârlește sălbatic. Și apoi începe lupta. Motanul șuieră la Kitty și aceasta îi răspunde șuierând cel puțin la fel de tare ca un dragon cu 9 capete. Acesta a fost șuieratul pe care l-am auzit și am crezut că e al dragonului. Oh, oftează Iulia ușurată. Da, într-adevăr, seamănă cu șuieratul dragonului, este de părere tata. Dar cu siguranță, pisicile nu au vrut să te răpească. Tata închide fereastra, apoi râzând, îi spune: privește, Iulia, tufa din fața geamului a fost umbra pe care ai văzut-o. Într-adevăr, arată aproape ca un dragon. Da, dar să știi că parcă nu mai seamănă atât de bine, este de părere Iulia. Totuși, mâine vom tăia câteva ramuri, propune tata. Iulia dă din cap aprobator. E bucuroasă că totul s-a lămurit. Dar Iulia nu s-a liniștit de tot încă. De fapt, știu că nu există dragoni. Dar dragonul nu știe asta, se îngrijorează ea. Ce mă fac dacă totuși vine? Poate atunci te poți transforma într-o fată cavaler, îi propune tata. Văzând o fată cavaler, dragonului îi se va face frică și o va șterge. Bună idee!
Așa voi face, decide Iulia. Dragonul cu siguranță nu o va răpi pe fata cavaler curajoasă, căreia nu e frică de întuneric. Iulia se chemuiește sub pătură căscând. Atunci, somn ușor, fetiță cavaler. Tata îi dă Iuliei un pupic de noapte bună și îi stinge lumina. Iulia mai cască de vreo două ori și apoi adorme liniștită, alături de dragonul ei de pluș. O notă interesantă pe care ne-o lasă aici în această cărticică cei de la editura Casa. Ne spun că spaimele îi însoțesc pe copii încă din fragedă copilărie, iar fricile legate de dezvoltare sunt perfect normale, dacă nu și necesare pentru copii. Frica de întuneric este o astfel de teamă care se confruntă majoritatea copiilor și părinților. Ce putem face pentru a scăpa copilul de această teamă? Un prim și important pas este să-i luați frica în serios. Copiii mai mici nu pot distinge încă realitatea de fantezie. Replicile precum nu există dragoni sau nu există vrăjitoare nu ajută. Imaginile din capul copilului dau naștere unei realități proprie. Nu puteți înțelege fricile copilului dumneavoastră. Copiii pot și trebuie să găsească un mod de a-și depăși propriile frici. Aceasta este și abordarea poveștii noastre. Iulia învață să-și depășească singură frica. Însă, vă puteți ajuta copilul să-și învingă frica. Citirea poveștilor este un bun început pentru o discuție. Un animaluț din pluș sau un personaj fantastic care să-l facă pe copil să se simtă protejat. Să-i dea curaj în timpul nopții. Uneori ajută dacă lăsați ușa deschisă sau veioza aprinsă. Astfel sperăm că fricile vor dispărea la fel de repede cum au apărut. În această colecție mai avem și alte cărticele de descoperit. Dar stați prea aproape! Ne auzim și data viitoare!